Guvernul Zăpăceală. E a treia ședință în care discută de taxa pe boală ca să repare ce au greșit în ultimele două. Prima dată au uitat de mari arși, de cei care au boli cardiovasculare și au mai făcut o ședință să repare. În a doua ședință au uitat de bolnavii cronici. Și acum o fac pe a treia, dar de data asta vin cu o greșeală nouă. Vin să taxeze exact angajatele însărcinate de care promiteau că se vor ocupa să repare. Cum? Dacă ai o sarcină problematică, medicul poate să recomande micșorarea programului de lucru. Ei bine, dacă ești însărcinată, ai contribuit ani de zile, medicul îți recomandă asta și tu vrei să muncești în continuare, poți să o faci liniștită, dar guvernul te va taxa suplimentar, pentru că de acolo s-au gândit ei să adune 10 milioane de euro pe lună de la angajații bolnavi. E total absurd. Singura soluție bună e eliminarea totală a taxei pe boală. Noi avem o lege depusă de asta de la începutul sesiunii parlamentare și Consiliul Legislativ ne dă dreptate. Ce face guvernul? E discriminare. Și mai mult decât atât, o harababură totală. Și vin la microfon să ne spună că au rezolvat ei parțial cu taxa pe boală. Păi mă, oameni buni, noi ne-am trezit din moș strămoș cu taxa asta pe boală? Ați inventat-o voi, domnul Boloș, în decembrie. Trebuie eliminată. E o prostie și e momentul să recunoașteți asta.